un antrenament pentru a ne crește puțin pieptul. Ce faceți, prieteni? Acest antrenament va fi în zona de hipertrofie, pompare, contracție. Vom simți foarte tare mușchiul, vom simți mușchiul cum arde, vom simți cum nu ne mai ajunge pielea pe care o avem pentru că se întinde și vom simți că am lucrat eficient. Acest antrenament face parte din etapa 6 din noul program de masă musculară de care v-am zis. Este un program pe care îl vom lansa pe 15 septembrie, este un program la care lucrez de mult pentru că este un program de intermediari avansați. Este ușor să faci programe pentru începători, avem programul de masă musculară, primul de 13 etape. Este foarte bun dacă acum începi să faci sală, dacă faci sală de puțin timp, dar în momentul în care ajungi ceva mai avansat, faci sală de câțiva ani, ai nevoie de ceva care să te scoată un pic din zona de confort, să uiți ce ai făcut până acum și să fii, băi, da, antrenamentele astea mi-au dat în cap. Exact asta am vrut să fac și exact asta vom face cu aceste antrenamente. Vă recomand să faceți aceste antrenamente exact așa și să folosiți greutățile pe care le puteți, cât mai mari, greutăți cât mai mari, dar în acel număr de repetări. Și vom vorbi imediat despre asta. Haideți să facem. Astăzi vom face piept și triceps. Și avem așa. Împins cu ganterele la o înclinație mică. Variez aici înclinațiile în momentul în care scot o etapă așa din, să zicem, din context. Poate vi se pare că de ce nu am făcut din înclinație normală, pentru că are legătură cu celelalte etape. Dar vom face din înclinație mică descrescător. 15, 12, 8, 5, 5 repetări. Asta înseamnă că începem cu o greutate mai mică și continuăm cu o greutate mare. În video aveți așa, 15 repetări am început și am făcut undeva la vreo 24, dacă mi-amintesc bine, 24-26 de kilograme, 15 repetări. Pauză. 30-60 de secunde aici, pauza nu este foarte mare. Pe la 15 repetări nu ai greutate mare, nu ai nevoie de o pauză foarte mare. 30-60 de secunde, după care imediat 12 repetări, după care imediat 8 repetări. Aici, în acest video, am făcut 8 repetări, nu mai știu greutatea, o vedeți voi, 8 repetări. Vedeți că m-am chinuit puțin, s-a simțit, deja este o greutate de lucru. Pentru a vă alege foarte bine aceste greutăți, tot necesită ceva experiență din urmă, adică trebuie să știi cam cu cât poți face acele 8 repetări. Dacă greșești în alegere, ajustezi imediat la setul următor. Deci 8 repetări, după care am făcut 5 repetări cu această greutate. După cum puteți vedea și din video, m-am chinuit. Așa trebuie să arate un set, așa trebuie să arate un set de final, chinuit. Dacă tu faci setul, ești, a fost greu tare, da, nu. Acesta nu este un set de lucru, ce ai făcut este un set de încălzire. Setul de lucru trebuie să arate tu, roșu la față, o venă care ți iese pe aici pe cap, tremurând așa spre finalul repetării. Acela este un set de lucru pe care cel puțin eu îl consider de lucru. Dacă vreți să vă antrenați cu, ok, am numărat, mi-am trecut pe caietel setul pe care l-am făcut și eu nici măcar n-am transpirat până la jumătatea antrenamentului, scuzați-mă, este un antrenament pentru începători. Este foarte bun, este un antrenament de începători, nu este antrenamentul pe care îl caut eu. În punctul acesta, după 10-12 ani de sală, mă interesează niște antrenamente intense. Mă interesează, hai să vedem cum punem masă musculară ca din punctul de avansat. Haideți să vedem cum ajungem cu un braț de 45 ca și sportiv natural. Haideți să vedem dacă se poate. Asta urmăresc și mergem mai departe. Și am făcut împins la aparat cu o tehnică care se numește MTUT. 3 cu 1. Asta înseamnă că vom face 3 repetări normale și o repetare foarte lentă, atât pe partea pozitivă cât și pe partea negativă. În total vom face 16 repetări, adică repetăm acest ciclu de 4 ori, practic 3, apoi 1, 3, 1, 3, 1, până ajungem la 16 repetări. 4 seturi din astea. Știți cum veți simți pieptul după aceste 4 seturi? Deci veți simți fiecare fibră musculară cum lucrează. Și apoi continuăm cu încă un exercițiu foarte bun pe partea de contracție pentru a simți cât mai bine acel mușchi și pentru a rupe cât mai bine acea conexiune minte-mușchi. Avem fluturări la scripete de pe banca dreaptă. Puneți o bancă 90 de grade și încercați să vă ajustați cât mai bine mânerele pentru a simți cât mai bine mușchiul. Necesită un pic de timp până găsești exact unghiul perfect pentru că fiecare are umărul într-o poziție mai ciudată, mai nu știu cum, mai sus, mai jos, ai torsoul mai lung, mai sus și de asta este important să-ți alegi singur
poziția, să încerci. Băi, cum simt? Așa și așa, aici simt foarte bine. Ok, și atunci ții minte. La punctul 15-16, să zicem, acolo simți exercițiul cel mai bine, rămâi cu acea poziție și mișcarea controlată și cu accent pe contracție. Adică când ai ajuns în punctul de contracție, încerci să și contracți tu mușchiul, nu doar să te bazezi așa, să treci prin mișcare. Lucrul ăsta, din nou, este foarte bun dacă ești la început, numai așa ca să nu miri mișcările. La un moment dat trebuie să te concentrezi pe fiecare mișcare, adică ai ajuns, ești, te-ai concentrat, ești aici, încerci să contracți cât mai bine pieptul, îl întinzi cât mai bine, din nou contracți. Așa vei simți cât mai bine fiecare repetare. Și continuăm cu un superset. Deci pieptul până în punctul ăsta, credeți-mă, este rupt. Și continuăm cu un superset, fluturări din genunchi. Aici diferența care este? În momentul în care am lucrat aici drept, a venit pieptul, să zicem, a lucrat din poziție orizontală. După care, lucrând din genunchi cu scripeții de sus, vom pune foarte mult accent pe partea de jos a pieptului. Am avut înclinație la început, am avut orizontal și acum avem partea de jos a pieptului, unde vom face un superset, facem aceste fluturări undeva la 12-15 repetări, după care imediat flotări până la epuizare. Câte puteți, faceți până practic vă mai țin brațele și trebuie să vă folosiți de genunchi pentru a vă ridica. Acela este un set cum trebuie. Și după cum am zis, 15 repetări la flotări până la epuizare, 3 seturi din astea. După care mai facem 2 exerciții pentru triceps. Veți spune că 2 exerciții poate sunt cam puține, dar noi mai facem o dată brațe cu un volum mare separat în această etapă. Deci acesta ar fi doar o completare la antrenamentul de brațe. 2 exerciții unde vom face o dată 5 seturi, o dată 4 seturi. Primul exercițiu, extensii cu bara la scripete, clasic, îl știe toată lumea, important este, vreau ca mișcarea să fie cât mai amplă, până sus, până jos, vedeți că stau un pic cu fundul în spate pentru a avea loc să întind brațele perfect. Aici, cu cât mișcarea este mai amplă, menții mușchiul sub tensiune și incorporezi cât mai multe fibre musculare în antrenament, deci important este mișcarea amplă, controlată. Vom face aceeași chestie cum am făcut la piept, începem cu multe repetări, terminăm cu puține, 20 de repetări la început, greutate mai mică. Numai bine ne și încălzim foarte bine cotul, 20, 15, 12, 10, 8. Asta va fi piramida pe care o vom face, 5 seturi în total. După care mergem la următorul exercițiu, care este extensii la scripe de aici, din dreptul capului cu un singur braț cu frânghia. Este un exercițiu foarte bun dacă ești avansat, pentru că dacă ești avansat și ai făcut triceps, coatele tale sunt șubrede, indiferent de situație. Nu poți face toate exercițiile pentru triceps, de asta mă și axez pe exerciții la scripete. Nu mai poți face din asta cu gantera, cu greutăți foarte mari, nu mai poți face skull crusher foarte mult sau french press, nu prea mai poți face aceste lucruri de la un moment dat, pentru că simți o durere în cot. Așa că acest exercițiu intră foarte bine, doar că nu vă face foarte puține repetări, face mai mult contracție și pompare în zona de hipertrofie mai mult. Adică 12-15 repetări, 4 seturi, mișcare controlată de fiecare dată, bineînțeles, pauze scurte aici. Pentru că facem pe brațe alternativ deja în momentul în care faci cu dreapta, stânga ia pauză și apoi cât faci cu una, cealaltă ia pauză, deci pauza nu ar trebui să depășească 30-45 de secunde și ai reluat și ai reluat. Și în total antrenamentul nu va dura foarte mult, dar vă asigur că va fi un antrenament intens. După cum am zis, aceste antrenamente pe care le veți vedea fac parte din noul program de masă musculară și le veți găsi explicate complet cu video și tot ce trebuie, program pe care îl vom lansa undeva pe 15 septembrie. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru mai multe videouri și eu zic să începem să punem niște masă musculară. Ăsta este obiectivul meu pentru următoarea perioadă, să mai punem niște masă musculară în mod natural, să vedem cât de multă masă musculară reușim să punem. Și noi ne vom vedea la videoul următor. Pa!